Ziua, sunt Tatiana Andrieș. Astăzi am fost din nou nevoită să schimb locul de filmare, dar aceasta nu ne împiedică să lucrăm. Astăzi vom lucra această căciuliță pentru fetițe, pentru vârsta de 0-3 luni. Așa cum ați văzut, eu am făcut și pânglicuțele, am făcut și papuceii, iar acum, astăzi, vom lucra această căciuliță. Pentru a lucra, de data aceasta, eu voi folosi culoarea Bravo, firul de la Schachenmayr, un fir poliacrilic, un fir care se poate lucra cu croșetul numărul 3 și 4, cuprins între numărul 3 și 4. Apoi voi folosi firul alb Lisa Lurex și acesta se poate lucra cu croșetul numărul 3. Vom avea apoi nevoie de o mărgeluță albă cu diametru de 1 cm, acul cu gaură mare pentru cusut lână, foarfece, și, bineînțeles, croșetul. Dar, exact în modul în care am lucrat și papuceii și pânglicuța, voi folosi croșetul cu numărul 2 pentru ca căciulița noastră să fie un pic mai grosuță. Acum vine timpul rece și este nevoie de căciuliță un pic mai groasă. Astfel, eu voi începe. În cercul magic voi face un număr de 6 piciorușe scurte. Acesta este primul care nu-l punem la număr. Iar acum vom lucra 6 piciorușe scurte. 1 2 3 4, 5 și 6. Aici voi închide cercul magic și vom închide acest rând cu piciorul alunecat. Eu sper că am poziționat bine camera și că dumneavoastră puteți vedea. Acum vom continua lucrând. În corespondența fiecărui picioruș scurt, noi vom face un punct puf. Deci vom avea un număr de 6 puncte puf. Trag firul și intru în corespondența primului picioruș. Voi lua o dată pe croșet, voi introduce prin picioruș, voi lua a doua oară pe croșet, voi intra în piciorușul scurt, iar cu cel de-al treilea fir vom închide acest prim picioruș, acest prim punct puf. Acum vom face două ochiuri de lanț și vom continua în următorul picioruș cu un nou punct puf. 2. Vom închide. Și vom face din nou două ochiuri de lanț. În felul acesta vom lucra toate cele 6 piciorușe scurte din primul rând. Noi ne întâlnim la capătul acestui rând. Am lucrat cele 6 puncte puf. Voi face cele două ochiuri de lanț și voi închide rândul deasupra primului punct puf pe care l-am lucrat la începutul acestui rând. Acum vom continua. În acest spațiu de două ochiuri de lanț vom face două puncte puf separate cu un ochi de lanț între ele. Deci avem primul punct, vom face un ochi de lanț, după care vom face cel de-al doilea punct puf în corespondența aceluiași spațiu. Ia o dată pe croșet,
a doua oară pe croșet, voi închide, voi face un ochi de lanț, iau firul pe croșet, voi intra în cel de-al doilea spațiu, iau odată firul pe croșet, a doua oară, cu cel de-al treilea voi închide, voi face un ochi de lanț și în corespondența acelui spațiu voi face din nou cel de-al doilea punct puf. Deci, în felul acesta vom lucra pe întreg parcursul acestui rând și nu uitați de punctul, de piciorușul scurt între punctele puf. Între fiecare punct trebuie să fie un ochi de lanț, scuzați, nu piciorul scurt. Noi vom continua și ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui rând, voi face un ochi de lanț și voi închide în primul punct puf pe care l-am lucrat la începutul acestui rând. Acum, în corespondența fiecărui ochi de lanț din rândul pe care abia l-am terminat, vom lucra câte două puncte puf. Deci vom înmulți. Voi intra în primul spațiu, odată pe croșet firul, a doua oară, cu cel de-al treilea voi închide, voi face din nou un ochi de lanț, voi lua firul pe croșet și voi intra în același spațiu de un ochi de lanț, voi face primul, al doilea și cu cel de-al treilea vom închide. Vom face din nou un ochi de lanț. Acum vom intra în următorul spațiu din rândul anterior de un ochi de lanț și vom face din nou aceleași două puncte puf în interiorul aceluiași spațiu cu un ochi de lanț între ele. 1, 2, cu al treilea închid, voi face un ochi de lanț și mă voi deplasa în următorul spațiu de un ochi de lanț din rândul anterior. Deci în felul acesta vom lucra pe parcursul acestui rând. Noi ne vom întâlni la capătul rândului și vom continua. Să închei și acest punct, ochiul de lanț și ne vom întâlni la capătul rândului. Am ajuns și la capătul acestui rând, am făcut ultimul punct puf, acum voi face un ochi de lanț și voi închide rândul în primul punct puf pe care l-am făcut la începutul acestui rând. Acum vom continua. În fiecare spațiu vom face în felul următor. Deci aici voi începe cu un punct puf. 1, 2, cel de-al treilea, un ochi de lanț, voi intra în următorul spațiu de un ochi de lanț, voi face cel de-al doilea punct puf, îl vom închide, un ochi de lanț, vom intra în cel de-al treilea spațiu și vom face din nou un punct puf. Deci, în corespondența a trei spații, am lucrat câte un punct puf. Acum, în corespondența celui de-al patrulea spațiu, vom înmulți, vom face două puncte puf. Avem primul, cel de-al doilea, un ochi de lanț și din nou
pentru următoarele trei spații vom face câte un punct puf, iar în cel de-al patrulea vom face o mulțire. Între fiecare punct puf vom face un ochi de lanț. În felul acesta vom lucra până la sfârșitul acestui rând și noi ne vom întâlni la capătul rândului. Și acest punct, ochiul de lanț și vom continua. Ne întâlnim la capătul acestui rând. Deci, 3 puncte puf, o mulțire, 3 puncte puf, o mulțire. Am ajuns și la capătul acestui rând. Voi face ultimul ochi de lanț. Voi închide în primul punct puf pe care l-am început la inițiul acestui rând, iar de acum, în fiecare spațiu, vom lucra câte un punct puf. Voi începe în acesta. 1, 2, iar cu cel de-al treilea fir vom închide. Vom face din nou un ochi de lanț. Vom intra în următorul spațiu de un ochi de lanț și vom face un punct puf. Un ochi de lanț. Vom intra în următorul spațiu, vom face un punct puf. Și în felul acesta vom merge până la capătul acestui rând. Noi ne întâlnim la capătul rândului. Deci în fiecare spațiu de un ochi de lanț, vom face un singur punct puf separat de un ochi de lanț. Am ajuns la capătul acestui rând. Am făcut și piciorușul scurt, acum voi închide în corespondența primului punct puf de la începutul rândului. Acum vom lucra în felul următor. În primul spațiu vom face un punct puf. Un ochi de lanț. În cel de-al doilea spațiu vom face din nou un punct puf. Un ochi de lanț. În cel de-al treilea spațiu un punct puf. Un ochi de lanț, iar în corespondența celui de-al patrulea spațiu vom face o mulțire. Deci vom face un număr de două puncte puf separate de un ochi de lanț între ele. Acesta este ultimul rând de înmulțiri pe care îl vom face. Am lucrat înmulțirea, acum voi face un ochi de lanț și voi continua 3 puncte puf în următoarele 3 spații de un ochi de lanț, în cel de-al patrulea o mulțire. Vom continua astfel până la sfârșitul rândului, iar noi ne vom întâlni la capătul acestui rând. Am ajuns și la capătul acestui nou rând. După cum vedeți, am lucrat o mulțire și am rămas cu două spații în care am făcut câte un punct puf. Nu este nicio problemă. Vom închide rândul cu fir alunecat. Iar acum, în corespondența fiecărui spațiu, vom face un punct puf fără niciun ochi de lanț între ele, deci în mod normal. Unu, apoi luăm firul pe croșet, intrăm în următorul spațiu, vom face un punct puf. Închidem totul, luăm firul pe croșet, trecem în următorul spațiu. În felul acesta vom lucra 6 rânduri.
Deci nu este nevoie decât să facem punctul puf, fără niciun ochi de lanț între ele și vom merge de jur împrejur 6 rânduri. Noi ne vom întâlni la capătul acestor 6 rânduri, vă mai arăt o dată, și vom continua. Deci, vedeți, în mod normal, fac un punct puf, îl închid normal și trec imediat în următorul spațiu, fără nici un ochi de lanț între aceste puncte. Vedeți? Foarte simplu. Cum v-am spus, vom merge în jos 6 rânduri. În felul acesta vom ajunge la dimensiunile necesare. Noi ne întâlnim la capătul celor 6 rânduri. Am ajuns la capătul celor 6 rânduri. Voi închide în primul punct puf de la începutul acestui rând cu fir alunecat. Voi scurta firul și voi închide lucrarea. Voi lăsa o bucată de fir mai lungă pe care apoi o vom ascunde cu acul. În felul acesta am încheiat această parte. Acum vom face danteluța. Această danteluță pe care o vedeți aici jos la bordul pălăriei. Cu firul Lisa Lurex eu am lucrat, pentru că am făcut în modul în care să fie ca un complet, un set, să-i spunem așa. Deci voi intra aici într-un punct oarecare, voi face un număr de 4 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4. Voi sări 2 puncte puf, voi intra în spațiul dintre cel de-al treilea, dintre al doilea și al treilea, scuzați, voi închide cu fir alunecat, 4 ochiuri de lanț, voi sări din nou 2 puncte puf, voi intra în spațiu, voi face piciorul alunecat, 4 ochiuri de lanț, voi sări din nou 2 puncte puf. În felul acesta vom lucra până la capătul acestui rând. Noi ne întâlnim la capătul rândului pentru a continua lucrarea. Am ajuns la capătul rândului, am făcut ultimele 4 ochiuri de lanț, voi închide din nou în corespondența primului ochi de lanț pe care l-am făcut la începutul acestui rând. Voi închide cu picioruș alunecat, după care voi intra în primul arc format din cele 4 ochiuri de lanț și voi face un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu, un picioruș dublu, o jumătate de picioruș scurt și un picioruș scurt. După care voi trece în următoarea și voi proceda în același mod. Un picioruș scurt, o jumătate de picioruș dublu, un picioruș dublu, o jumătate de picioruș scurt. Acum, doamnele începătoare care mă urmăresc, știu în ce mod se lucrează. În cazul în care nu știți, vă rog să-mi scrieți pe canalul de YouTube la comentarii și eu vă voi arăta din nou. În felul acesta vom lucra de jur împrejurul căciuliței noastre. Noi ne vom întâlni la capătul acestui rând și vom continua cu floricica ornamentală și vom încheia lucrarea. Deci ne întâlnim la capătul acestui nou rând. Uitați-vă ce frumoasă danteluță iese, nu?
Am ajuns la capătul rândului și cu Danteluța. Acum vom închide aici în primul ochi, din primul arc pe care l-am lucrat, vom face fir alunecat și vom închide lucrarea. După cum vedeți, nu este foarte greu. De aceea am spus că între timp eu am ascuns capetele de fir, de aceea spuneam că și doamnele începătoare pot lucra cu ușurință. Uitați-vă ce frumos se prezintă. Acum voi face floricica, această floricică pe care o vom pune într-o parte a căciuliței. Voi face cu culoarea roz de această dată și vom face în felul următor. Dăm totul deoparte. Voi face un cercul magic, da? În cadrul acestuia voi face mai întâi un picioruș scurt. Voi face cel de-al doilea picioruș scurt, după care voi face un număr 1, 2, 3, de 3 ochiuri de lanț. Și voi lua firul pe croșet odată, voi intra prin interiorul cercului. A doua oară voi intra prin interiorul cercului. A treia voi intra prin cerc. Cea de-a patra oară voi intra prin cerc. Cea de-a cincea oară voi intra din nou prin cerc. Iar acum voi închide toate aceste piciorușe până când voi ajunge aici unde sunt cele trei ochiuri de lanț. Aici voi face un fir alunecat, după care voi face 1, 2, 3 ochiuri de lanț, voi intra și voi face un picot pe care îl voi închide cu un picioruș scurt, după care voi face din nou 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, și voi închide în interiorul cercului cu picioruș alunecat. După care voi face din nou 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3. Eu sper foarte bine să se vadă ceea ce lucrez. Apoi din nou repetăm, de 5 ori vom lua firul, facem punctul puf. 1, 2, 3, 4, cea de-a cincea oară, din nou vom închide până când vom ajunge la cele trei ochiuri de lanț, vom închide cu fir alunecat, vom face trei ochiuri de lanț, cu care vom face un picot, dar îl vom închide cu un picioruș scurt, acest picot, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, voi intra în interiorul cercului și voi închide cu piciorușa alunecat, voi continua din nou 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, voi strânge un pic, așa, să am spațiu. Și din nou același lucru, luăm o dată pe croșet, a doua oară, cea de-a treia, cea de-a patra, cea de-a cincea oară, vom închide totul până când ajungem la ochiurile de lanț, voi închide cu fir alunecat, trei ochiuri de lanț, închid picotul cu un picioruș scurt, 3 ochiuri de lanț, 2, 3, voi închide în cerc cu picioruș alunecat, 3 ochiuri de lanț, 1, 2, 3, din nou, odată pe croșet,
cea de-a doua oară, cea de-a treia, cea de-a patra și cea de-a cincea. Un pic. Iau înainte firul și nu este bine. Voi închide din nou totul până în corespondența celor trei ochiuri de lanț. Voi face un fir alunecat. Trei ochiuri de lanț pe care vor forma picotul și îl voi închide cu un picior scurt. Trei ochiuri de lanț. 2. Și cel de-al treilea. Iar acest al treilea ochi de lanț, din nou, îl voi închide cu picioruș alunecat. În acest moment, voi scurta firul, îl las un pic mai lunguț, pentru că va fi nevoie să coasem. Voi trage firul de la cercul magic și voi strânge totul bine. Aici am închis cu, după cum ați văzut, cu piciorul alunecat. Aceasta este floricica. Voi strânge mai bine în felul acesta și o vom aranja în modul în care să fie cât mai plăcută la aspect. Acum, cu acul, voi ascunde partea, chiar și cu croșetul mai întâi, voi ascunde capătul de fir care mi-a rămas. În felul acesta. Aici voi face un mic nod pentru a-i da siguranță. Voi scurta acest capăt de fir. Acest fir mai lung îl vom pune în ac. Voi intra în mijlocul florii, în felul acesta, și voi aplica pe căciuliță, într-o parte unde mi se pare mie, adăugând mărgeluța. Aș fi putut să fac această floare și în culoarea albă, dar ținând cont de faptul că am mărgeluța albă, nu făcea contrastul. Și de aceea am făcut și floricica ornamentală, am făcut-o în culoarea roz. Acum voi fixa bine toată lucrarea. În felul acesta. Voi coase un pic dedesubt, încercând să prind atât floarea cât și să ascund capătul de fir. Da? Este stabilă. Mai fac o cusătură, să fiu mai sigură. Și uitați-vă că în felul acesta am realizat această căciuliță în punctul puf. Poate sunt și alte tutoriale în același mod, nu știu. Eu vă spun sincer, am încercat acest model, l-am făcut după cum am considerat eu, mulțirile și totul. Așa cum știți, eu tot ceea ce lucrez pentru canalul meu de YouTube, strict pentru canalul meu de YouTube și pentru grupul de Facebook.
Țin din nou să vă mulțumesc tuturor celor care v-ați înscris pe canalul meu de YouTube. Vă mulțumesc foarte mult, vă rog foarte mult să dați un like, să scrieți în comentariile dumneavoastră ceea ce doriți să realizez ca și tutoriale și de asemenea în momentul în care urmăriți acest tutorial, vă rog foarte mult, lăsați un like. Pentru mine este foarte important, aceasta mă ajută să duc mai departe canalul de YouTube, îmi dă forță să lucrez. După cum vedeți, am probleme de pus acest fir în ac. O să mă scuzați că durează atât de mult, dar trebuie să ascundem și acest capăt de fir, să nu-l lăsăm așa. Uitați-vă în modul acesta. Aceste ultime tutoriale pe care le-ați văzut, papucei, pânglicuța, căciulița, le-am realizat la cerința dumneavoastră. De aceea vă spuneam, dacă aveți anumite preferințe, nu ezitați să scrieți în comentariile dumneavoastră, iar eu, în măsura posibilităților, voi da curs acestor dorințe pe care le aveți. Vreau să vă mulțumesc din nou pentru atenție. La mine este seară de acum. Cred că în seara aceasta, dacă nu mâine dimineață, cel mai târziu, voi încărca tutorialul pe canalul de YouTube. Așa cum spun întotdeauna, vă îmbrățișez cu drag pe fiecare dintre dumneavoastră, vă mulțumesc pentru atenție, sunt Tatiana Andrieș și ne vom reîntâlni cu un nou tutorial surpriză de data aceasta. La revedere!